De astăzi, strandul mare de la Schela își are porțile deschise pentru severineni, cu respectarea tuturor regulilor de protecție. Doar de câteva ore funcțional și deja primii vizitatori și-au făcut apariția profitând de apa balneară. Văd că aici lucrurile sunt în regulă, deja unul dintre stranduri e plin, văd că se umple bazinul de copii. Se umple și acolo. Cum stăm cu strandul cel mare? Deci strandul cel mare este gata, așteptăm vremea. Miercuri am verificat pe starea vremii, 31 de grade, weekendul viitor va fi plin și va fi pretabil pentru a se utiliza. Da, văd că deja avem și primii clienți la plaje. Da, s-au bucurat de priveliște. De astăzi, strandul mare de la Schela își are porțile deschise pentru publicul severinean, dar nu numai. S-au făcut lucrări de reabilitare acolo unde a fost nevoie, astfel încât severinenii să-și petreacă zilele toride de vară în cele mai bune condiții. Strandul balnear este deja funcțional, iar primii vizitatori și-au făcut apariția chiar de la primele ore. Edilul Marius Creciu a fost prezent la fața locului, anunțând faptul că până la sfârșitul săptămânii va fi funcțional și celălalt strand, Ligianul, așa cum îl știm noi severinenii. Astăzi e funcțional strandul balnear, unul dintre bazine este plin, urmează și celălalt, deja s-a dat drumul și acolo, iar la sfârșitul săptămânii încercăm să dăm drumul și la strandul Ligianu, cum îl știm cu toții. Am făcut operațiuni de curățenie, de reparații acolo unde a fost cazul. După cum vedeți, noastră suntem pregătiți să primim primii clienți. Deja văd în spatele meu că au venit deja. Repet, important este să ne ajute vremea. O să continuăm să tăiem iarba în toată zona, o parte este deja tăiată, dar pe parcurs, dacă mai sunt mici lucruri de făcut, suntem pregătiți să le facem. Sper să ne ajute vremea în vara aceasta, pentru că de obicei la strand, să știți că suntem cam la limită cu investiția și cu scosul investiției, adică cheltuim un bănuț și îl scoatem cu greu. Important este ca severienii să aibă o altă opțiune de petrecerea timpului liber. Nu ne uităm neapărat că trebuie să câștigăm. La strand, cei care nu au posibilitatea să plece în concediu sau în zile caniculare vor să iese din casă, sunt așteptați pentru o sumă modică, să zic așa, la strandul de la Schela. Programul de funcționare va fi de luni până vineri între orele 8:30-20, iar în weekend între orele 8:20-30. Prețurile de anul acesta înțeleg că vor fi aceleași ca în fiecare an. Da, de regulă și anii trecuți au fost 5 lei, s-a păstrat și anul acesta. Pensionarii de luni până joi beneficiază de gratuitate, copiii sub 10 ani de asemenea. Apa se schimbă de joia și duminica pe strandul balnear, la bazinele sulfuroase, iar în partea cealaltă, când o să deschidem, în funcție de capacitate, în funcție de utilizarea apei, se va schimba confort legii la 7 zile, 10 zile. Tariful va fi de 5 lei, în timp ce pensionarii au intrarea gratuită pe baza cuponului de pensie de luni până joi. De asemenea, norocoși sunt și copiii sub 10 ani care vor beneficia de intrare gratuită.